preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea, dragii mei, să vă mai rețin atenția în minutele care ne-au mai rămas la îndemână, la Cuvântul lui Dumnezeu și la bărbatul acesta de seamă din Vechiul Testament, despre care vorbim destul de rar, dar care este o pildă atât pentru tineri, cât și pentru noi, cei ce am trecut de prima tinerețe. După cunoștințele mele, în Noul Testament, acest bărbat, acest om al lui Dumnezeu, este amintit doar în două locuri. Este amintit în Faptele Apostolilor, în capitolul 7, în predica lui Ștefan, de la versetul 9 până la versetul 14, și apoi îl mai găsim în Cartea Evreilor, în capitolul 11, versetul al 22. Nu știu dacă în Noul Testament mai este amintit vreodată. Și totuși, după ce am citit viața lui atâta cât ne este relatată pe pagina Bibliei, am ajuns la concluzia că este unul dintre cele mai frumoase caractere aproape de perfecțiune din câte au trăit vreodată pe pământul acesta. Și Daniel a lăsat asupra mea o impresie deosebită. Profetul Daniel. Însă nu știu, poate că sunt nedrept în comparația pe care eu o fac, dar cred că Daniel n-a trecut prin probele prin care a trecut acest bărbat din vechime cu numele Iosif. Seara aceasta aș vrea să vorbesc foarte pe scurt și să punctez câteva teste la care a fost supus acest om al lui Dumnezeu. Dar înainte de a le aminti, vreau să vă spun că sunt teste la care fiecare dintre noi, într-un moment sau într-altul, într-o măsură sau într-alta, vom fi supuși de-a lungul vieții pe pământ. Sunt teste la care, de obicei, sunt supuși oamenii care doresc să trăiască în curăție înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a le verifica, de a le vedea aceste teste, așa cum ele sunt descrise și cuprinse în viața lui Iosif, aș vrea să vă spun că omul acesta a avut o conduită exemplară, dar a avut la bază două lucruri. Mai întâi de toate, a avut învățătura părinților și, în al doilea rând, a avut revelația din partea lui Dumnezeu. Le-am așezat în ordinea aceasta nu pentru că învățătura părinților ar fi superioară revelației lui Dumnezeu, ci pentru faptul că aceasta este ordinea în care ele vin în viața noastră. Atunci când suntem adolescenți, tineri, aș începe chiar cu copii, copii, adolescenți, tineri, teenagers, aș vrea să vă spun că vin întâi la noi învățăturile lui Dumnezeu prin învățăturile părinților noștri. În funcție de atitudinea pe care noi o avem față de aceste învățături care ajung la noi prin intermediul părinților noștri, în funcție de atitudinea noastră, așadar, se va vedea dacă Dumnezeu ne va vorbi și El sau dacă nu ne va vorbi. Pentru că dați-mi voie să vă spun, deși poate că unii nu veți fi de acord cu mine, unui adolescent și unui tânăr care se răzvrătește sub autoritatea părintească, Dumnezeu nu-i va vorbi în chip minunat și Dumnezeu nu-l va folosi pe tânărul acela sau pe tânăra aceea în chip minunat. Mai întâi de toate, Dumnezeu se uită la relația unui tânăr cu părinții lui. Și în casa patriarhului Iacov erau 12 bărbați, 12 tineri. Poate că atunci când s-au petrecut aceste lucruri cu vânzarea lui Iosif, poate că încă Beniamin era mic sau poate că încă nici nu se născuse. Vă amintiți că la nașterea lui Beniamin, mama lor a murit. Dumnezeu i-a dat o învățătură deosebită prin cuvintele tatălui său. Atunci când au plecat din casa părintească, atunci când au fost departe de urechea părinților, copiii lui Iacov s-au confruntat în primul rând cu
ispita de a fi duplicitari. Pentru că atunci când au fost departe, ei au învățat un mod de a vorbi diferit de acela pe care l-au deprins de la tata și de la mamă. Drept este că în primii ani ai copilăriei, copilul își formează vocabularul, expresiile, în funcție de vorbirea părinților lui. Cel puțin în vremea aceea așa era. Dar atunci când au ajuns în diferite împrejurări să fie departe de casa părintească, de atenția părinților, băieții aceștia, copiii lui Iacov, au deprins un fel de vorbire, Biblia nu ne spune de la cine, dar evident că era din partea sau de la cei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Cu aceeași probă s-a confruntat, dacă vreți, și Iosif. Și la el presiunea a fost mai mare, că de data aceasta presiunea venea chiar prin frații lui, prin aceia lângă care a crescut și cu care poate a împărțit puținele jucării în casa părintească. Atunci când străinul face presiunea asupra ta e una, dar atunci când face asupra ta presiuni fratele tău este alta. Și fratele Valeruț amintea aici că Iosif era adolescent, dar auzindu-i pe frații lui cum vorbesc, s-a confruntat cu ispita de a fi duplicitar și a spus, nu. Eu voi rămâne așa cum m-au învățat părinții mei. Voi continua să vorbesc așa cum am învățat de la ei. Și pentru că își iubea frații, în ciuda faptului că ei au început să-l pismuiască și să-l urască, Iosif însă, eu cred că i-a iubit întotdeauna. Pentru că atunci când tatălui i-a spus, vino că vreau să te trimit la frații tăi, el a spus, iată-mă, trimite-mă. Ar fi putut să spună, tată, știi bine că frații mei, din cauza cuvintelor pe care ei le spun pe câmp și eu ți le spun ție, frații mei mă urăsc. Acela care tu mă trimiți să le port de să le duc mâncare, aceia mă urăsc. Spuneam, două lucruri au stat la temelia credincioșiei lui și a curăției lui. Învățătura părintească. Și este foarte important ca învățătura părintească să o păstrăm atunci când plecăm departe de casa părinților noștri. În al doilea rând, descoperirile lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun cu privire la lucrul acesta că în viața lui Iosif prezența lui Dumnezeu a fost mai degrabă o prezență discretă decât una șocantă. Când citești despre Moise de bună oară, cum stă de vorbă cu Dumnezeu, cum Dumnezeu îi vorbește gură către gură, cum Dumnezeu ia apărarea lui Moise în fața poporului, cum intervine Dumnezeu, ai de-a face cu o manifestare a prezenței lui Dumnezeu care șochează, care te impresionează, te îngrozești. Dar în viața lui Iosif, prezența lui Dumnezeu a fost o prezență discretă. Sigur veți spune dumneavoastră, dar n-am citit că Dumnezeu era cu Iosif? N-am citit că Dumnezeu l-a binecuvântat? Ba da. Dar oare nu face Dumnezeu aceleași lucruri și pentru tine și pentru mine? Oare nu este Dumnezeu alături de noi în fiecare zi? Oare nu ne poartă Dumnezeu și nouă de grijă? Oare nu ne binecuvântează Dumnezeu și pe noi? Ba da! Aș vrea să vă spun că am studiat cu atenție viața lui Iosif. Dumnezeu i-a dat, se pare, două vise pe când era adolescent în casa părinților. Unul dintre ele era cel cu snopii și celălalt era cu soarele, luna și cele 12 stele care s-au închinat. În urma acestor două vise, eu vă pun o întrebare. De câte ori Dumnezeu i-a mai vorbit sau câte minuni a mai făcut prin el? Eu nu mai găsesc. Și acolo unde Biblia nu spune nimic, nici noi n-ar trebui să ne grăbim să punem noi din părerile noastre. Să știți, Biblia nu este ca un text din acela pe care să-l completez în locurile unde textul lipsește. Să pui ce vrei tu, ce crezi tu.
Pentru că acolo, dacă ar fi așa, eu aș spune ceva, băiatul meu ar pune altceva, sora cu tare ar pune altceva, fratele cu tare ar pune altceva. Să fim atenți când punem de la noi. Primul test pe care l-a întâlnit în umblarea lui cu Dumnezeu, Iosif, a fost testul acesta. Provocarea de a fi duplicitar. Și de testul acesta a trecut cu brio pentru că a spus: eu nu voi împrumuta felul vostru nou de vorbire. Tinerilor care mă ascultați în seara aceasta, aș vrea să vă spun, vorbirea voastră este foarte importantă să fie o vorbire duhovnicească. O vorbire de care să nu vă rușinați dacă vă aude vreodată păstorul, comitetul, părinții. Așa să vorbiți ca și atunci când sunteți în casa lui Dumnezeu. Așa să vorbiți ca și niște oameni care știu că vor da socoteală de cuvintele pe care le spun înaintea lui Dumnezeu. Al doilea test a fost testul nedreptăților, sau poate mai bine ar fi să-l numesc testul respingerii din partea fraților lui. Visele, acum nu mă refer la ele din punct de vedere științific, domeniul oniric reprezintă un domeniu de cercetare și încă cercetătorii se întreabă ce e cu procesul ăsta numit vis. Visele reprezintă de obicei ceva foarte intim. Ceva ce îți este drag. Ceva ce este aproape de inima ta, de sufletul tău. Ai un vis! Poate că Domnul l-a așezat acolo. Fac o paranteză. Elihu, acest personaj enigmatic din cartea Iov, spunea în Iov că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Și spunea că El vorbește prin vise și prin vedenii de noapte. Dumnezeu și-a rezervat dreptul de a folosi visele ca un mod de a comunica cu noi. Atunci când peste zi suntem atât de ocupați încât gândurile noastre aleargă de la stânga la dreapta și de la nord la sud, atunci când ni se pare nouă că toate problemele omenirii sunt pe umerii noștri, când n-avem ureche să auzim vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-și folosească dreptul acesta de a ne vorbi prin vis. Și în ceas de noapte, Dumnezeu poate să vorbească. Știu că există unii credincioși care spun: frate, noi avem acum Biblia. Dar nu scrie nicăieri că odată ce avem noi Biblia, Dumnezeu a încetat să mai vorbească omului prin vis. Ba dimpotrivă, am găsit în cartea profetului Ioel că în vremurile din urmă Dumnezeu va relua această modalitate de a comunica cu omul. Și Apostolul Petru la cincizecime preia profeția lui Ioel și spune: de pe acum încep lucrurile acestea. Dacă completarea Bibliei ar fi însemnat înlăturarea modalității lui Dumnezeu de a comunica cu noi prin vise, atunci Petru ar fi spus: pentru o vreme Dumnezeu mai vorbește prin vise, după care Dumnezeu va găsi o altă metodă mai bună. Dumnezeu încă vorbește prin vise, binecuvântat să fie. Mă n-aș vrea să creadă cineva că toate visele pe care le ai vin din partea lui Dumnezeu. N-aș vrea să încurajez pe nimeni să doarmă mai mult decât trebuiește, numai în așteptarea unor vise. Nu-i vorba de așa ceva. Dumnezeu decide când să-ți dea și cum să-ți dea. I-a dat acestui om două vise, acestui adolescent, care era adolescent în casa părinților lui, după care nu i-a mai dat lui altele. Nu i-a mai dat altele. Le-a dat altora care erau în jurul lui. Lui a dat abilitatea de a le înțelege mesajul, de a le interpreta corect. El a știut care erau visele de la Dumnezeu și ce însemnau ele. Însă frații lui n-au înțeles nimic din ceea ce le-a spus el. Fratele Valeruț amintea că au zis atunci când l-au văzut pe câmp că vine la ei: iată făuritorul de vise. Și au mai zis ceva: veniți să-l omorâm ca să vedem ce se va alege din visele lui. Aș vrea să vă spun, dacă visul acela este de la Domnul, el se va împlini. Oamenii întreabă ce se va alege, că uite cum merg lucrurile în viața ta, uite că te duci tot mai în jos.
Dacă e de la Domnul visul acela, el se va împlini, pentru că Domnul poartă de grijă și nu trebuie să faci tu nimic ca să grăbești împlinirea. Atunci când încercăm noi să grăbim împlinirea viselor, să știți că mai rău le încurcăm lucrurile. Singura preocupare noastră ar fi să rămânem curați și neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Înțeleptul din Vechime spunea în Proverbe 10:28 că așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Pentru că Domnul este în control. Dacă n-ar fi Domnul în control, versetul acesta ar fi îndoielnic. Dar Domnul este în control și versetul acesta se împlinește. Testul respingerii din partea fraților lui, să știți că a fost un test foarte greu. Frații tăi să te dea pe mâna străinului, să ia bani de pe pielea ta și apoi să spună despre tine că ai fost omorât de o fiară și așa mai departe. Și va veni vremea când Iosif îi va hrăni pe frații lui, deși ei au fost în stare, au avut inima aceea să mănânce la marginea gropii, iar el să fie dezbrăcat și plămând și bătut acolo în groapă. Va veni vremea în care Iosif le va purta de grijă și le va întoarce răul făcut atunci prin bine. Un alt test la care a fost supus acest om al lui Dumnezeu a fost testul provocărilor, poftelor, trupului. Testul acesta, să știți că este foarte greu. Și în vremea aceasta, testul acesta capătă tot mai mult intensitate, putere. Pentru că vine înaintea ochilor noștri fără să căutăm noi lucrurile acestea. Vine pentru că presa din ziua de azi, cultura din ziua de azi, în general, societatea, este aplicată spre stârnirea, spre aprinderea poftei. Adică spre ducerea acestor pornire ale trupului la nivelul la care se scape de sub control. Și se mai miră atunci mai mari noștri dirigenți din ziua de astăzi de ce avem atât de multe probleme, de ce sunt atât de multe violuri, de ce sunt atât de multe fapte indecente.